Continuare îi dau cuvântul liderului grupului parlamentar din Camera Deputaților, Crin Antonescu. Domnule președinte, dragi prieteni, dați-mi voie înainte de toate, pentru că suntem la conferința Bucureștiului, conferința liberală a Bucureștiului, să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, membrii celei mai puternice organizații liberale din țară și simbolic și nu numai președintelui dumneavoastră, domnului Ludovic Orban, pentru faptul că în toată această perioadă, în tot acest an care s-a scurs de la precedenta noastră întâlnire, în momente extrem de grele pentru partid, în momente în care s-a jucat soarta și existența partidului, dumneavoastră și președintele dumneavoastră ați fost acolo unde trebuia să fiți. Dați-mi voie de asemenea, în calitate de lider al grupului parlamentar din Cameră, să le mulțumesc colegilor mei, deputații Mircea Ciopraga și Rareș Mănescu, pentru activitatea lor în Cameră și pentru faptul că, de asemenea, au fost liberali către care puteai să stai și cu spatele fără să te temi și cu fața doar la dușman.